La 1 martie a fost omagiat Ion Creangă. Povestitorul de la Humulești a intrat iar în casele și sufletele românilor de pretutindeni prin evenimentul zilei Ion Creangă, ce a reprezentat o adevărată sărbătoare pentru toți cei care s-au născut și au trăit cu povestirile și amintirile scriitorului. Elevii de la școala generală numărul 5 Jean Bart se numără printre puținii români care știu că marele scriitor humuleștean Ion Creangă s-a născut la 1 martie. Ca să-l omagieze, ei au organizat o șezătoare așa cum scrie la carte și, lipsiți de emoție, au redat câteva pasaje din amintiri din copilărie. În sfârșit, ce mai atâta vorbă pentru nimic atât? Ia, am fost și eu, un boț cu ochi. O bucată de humă suflețită din satul Humulești, care, nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 de ani și nici bogat până la 40 de ani, nu m-a făcut. Dar așa, sărac ca în anul acesta, ca în anul trecut și de când sunt, niciodată n-am fost. Și bunul, trezipite la sânul mamei sale, așa nu vă dam eu dus din Humulești, toamna anului 1855, când veni vremea să plec la socola după stărnița mamei. Și oare de ce nu m-aș fi dat dus nici în ruptul capului, cât mereu spunea mama că e pentru folosul meu? Ca să intre cât mai bine în pielea personajelor, copiii au căutat costume naționale prin dulapurile bunicilor și cele ale vecinilor. Pe data de 1 martie, de fiecare dată, organizăm în memoria marelui povestitor Ion Creangă câte o mică manifestare artistică. De data aceasta am ales o șezătoare literară, intitulată Și Doamne, frumos era pe atunci, în care am implicat copii din clasele 5-8. Ei încep să fie atrași spre partea folclorică din ce în ce mai mult și acest fapt este bucurător pentru noi profesorii. Copiii care au participat la șezătoare au fost acompaniați de Alexandru Cozaciuc, olimpic național la muzică. Narațiunea prin dialog, umorul, jovialitatea și oralitatea povestirii într-un ritm alert, toate acestea particularizează stilul și talentul prozatorului ilustrat în toate creațiile literare, definind arta narațiunii lui Ion Creangă. Mama, tu vezi dropul celălalt de sare, mama! Copilului meu și să mi-l omoare! Amaia! Să vede că i s-au sfârșit micuțului sinele! Pe când se sluțeau ele, cum vă spun, numai ea ca și tatăl copilului. Intră pe ușă flămând și necăjit ca vai de ea. Ce-i drept, femeilor? Ce v-a mai apucat acum? Atunci ele, viindu-și puțin în sine, începură a povesti cu mare jale despre întâmplarea neîntâmplată. Omul, după ce le ascultă, zise cu mirare: mulți proști am văzut în lumea asta, bă, mulți proști. Dacă voi, ba, mă duc în lume, mă duc și de-i găsi alți proști, mai proști ca voi, mă întoarce, dar de nu, ba! Lăsați-mă! Așa zicând, oftă din greu, ieși din casă fără să-și ieie ziua bună și plecă supărat și amărât ca vai de om. Hai, Mărdicu! Hai, Mărdicu! Hai să mergem! Hai, da, tata! Ia, brr! Hai, da! Hai, hai, hai! Ne! Hai da! Hai, Mărdica! Făcând o paralelă între lumea basmului și țăranii din Humulești, lui Creangă, Harap Alb, un fel de făt frumos din basmele populare, este viteaz, răbdător, generos, curajos, angajat cu toată convingerea în lupta împotriva răului și mai ales este înzestrat cu arta de a-și face prieteni. El este mereu condus, sfătuit și ajutat de o multitudine de simboluri ale binelui, numai astfel reușind să treacă unele probe, altele fiind depășite de bunii săi prieteni, personaje fabuloase de basm. Și mergând el, bezmetic, fără să știe unde se duce, după o bucată de vreme oprindu-se într-un loc, îi se întâmplă să vadă ceva ce nu mai văzuse. Un om ținea puțin un oboroc deșert cu gura spre soare, apoi repede îl înspăca și intra cu dânsul.
Pe urmă iar ieșea. Soarele, soarele mamii lui! Se punea iar cu gura la soare și tot așa făcea. Drumețul nostru nedumerit zise: dar ce faci bre acolo? Ia că pe ce să fac? Mă trudesc de 2-3 zile să bag pușitul ăsta de soare în casă, să am și eu un pic de lumină și nu pot. Păi și trudă, băi nene, și trudă. Auzi, trudă, băi nene, ai un topor la îndemână? Am, cum să l-am, am de toate, am. Atunci ia toporul de coadă, ia toporul, ia că, și spargi acolo undeva, oriunde, undeva acolo, și soarele o să intre singur, singur el în casă, băi. Că bine zici, bine zici, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu că te-a dus pe aici și pe la noi, că dacă nu, eu îmbătrâneam și nu reușeam cu borocul să bag soarele în bordei. Lasă, fii fericit că am venit, rămâi sănătos și luminat. Du-te sănătos, mulțumesc. Și omul îndată făcu așa și lumina soarelui intră în bordei. Ziua bună! Bună ziua! Dar și te chinui să faci aici, băi, omul? Ia că vreau să urn ucile astea în pod. Aha. Și țăpoiul ăsta, bată-l vina, nu vrea deloc să facă treabă. Mă, nene, păi te chinui dejaba cu țăpoiul așa. Poți să-l blastem cât l-ai blastema și n-ai să reușești. Puuu, ai un oboroc? Da. Hai, ia nușile frumușel, pune-le în oboroc. Ia oborocul pe umăr și sui-te sus în pod cu oborocul. Și așa ai să reușești. Mergi sănătos. E, așa. Hai, te-am lăsat, rămâi sănătos. Mergi cu bine. Numele personajelor constituie o particularitate a basmului Creangă, deoarece ele definesc răsătura dominantă de caracter, care individualizează în mod sugestiv. Setilă poate fi bețivul satului, Flămânzilă, țăranul lacom și mâncău, Ochilă, cel care vede tot peste gardurile oamenilor, oricum s-ar ascunde aceștia de ochii lumii, care vede toate și pe toți altfel de cum vede lumea cealaltă, numai pe sine nu se vede câte de frumușel. Gerilă, care umblă și vara înfofolit și se vaită de frig. Dar orice trăsătură, fie ea și defect ce domină omul de rând, poate deveni la un moment dat benefică. Tot omul are un dar și un amar și unde prisosește darul, nu se mai bagă în seamă amarul. Plină de învățăminte, personaje amuzante, culoare, emoții mari și multă dedicație. Acestea au fost elementele care au alcătuit astăzi piesa de teatru prezentată de grădinița numărul 47 din Galați în cadrul sălii Mihai Eminescu din incinta bibliotecii Vea Urechea. Încă de la primele ore, frumos îmbrăcați și cu rolurile bine învățate, copiii au fost pentru o zi adevărați păpușari. Învățând taina mânuirii păpușilor, aceștia au oferit un spectacol pe cinste publicului format din copii de la grădinița numărul 36 și din părinți. S-au pregătit un spectacol de teatru de păpuși. A fost odată ca niciodată. Să știți că nu a fost greu să pregătesc acest spectacol. I-am avut alături pe copii și totodată pe părinți. Unul dintre cei mai iubiți autori români de literatură pentru copii, Ion Creangă, s-a născut la 1 martie 1837 la Humulești. Timp de 12 ani este dascăl și diacon la diverse biserici din Iași, însă în 1873 divorțează de soția sa și este exclus din cler. Deși amintiri din copilărie rămân în centrul creației sale, Ion Creangă a scris și numeroase povești, povestiri și nuvele, printre care Capra cu trei iezi, Danilă Prepelac, Fata babei și Fata moșneagului, Punguța cu doi bani, Inul și Cămeșa, Meșa Moșion, Roată și Unirea, Păcală, Prostia omenească și Ursul păcălit de vulpe.